Ce spune Biblia despre politică? Sau ce legătură este între biserică și politică? Sau între noi credincioșii și lumea politică? Iată câteva întrebări care mi-au fost adresate în ultimul timp în secțiunea de comentarii. Întrebări care au fost adresate mai degrabă ca reproș decât ca și dorință sinceră de a afla mai multe despre acest subiect destul de amplu și complex. Reproș cauzat de ultimele mele videouri care au avut de-a face cu niște subiecte ce se intersectează cu alegerile cotidiene, alegerile electorale din prezent, din țara noastră și cele care au avut loc în America. Subiectul, din punctul meu de vedere, este unul foarte amplu și foarte complex. Mulți am observat că aveți așteptări nerealiste de la astfel de videouri de 15-20 de minute într-un interval atât de scurt. Ar fi și este practic imposibil să analizezi în profunzime, să acoperi toate aspectele ce țin de o temă atât de vastă. Tema aceasta a relației, a dinamicii dintre politică și biserică sau dintre politic și spiritual, da, care e legătura dintre cele două. Dar îmi propun în acest material să dau câteva direcții, câteva linii, să le zic așa, generale, uitându-mă în Scriptură, a modului în care ar trebui noi credincioșii să abordăm tema aceasta și să o înțelegem. În primul rând, aș avea o problemă cu întrebarea în sine și nu atât cu întrebarea aceasta, cât cu tipul acesta de întrebări. Ce spune Biblia despre? Da? Și apoi sunt avansate tot felul de cuvinte și tot felul de teme pe care nu le regăsește, într-adevăr, într-un mod explicit și direct în Scriptură. Da? Mulți creștini au impresia că dacă cuvântul acesta politică nu apare deloc în Biblie, Biblia nu are nimic de spus cu privire la politică. Da? Abordarea e foarte simplistă și chiar infantilă. Sunt multe cuvinte care, într-adevăr, nu apar în Scriptură pentru că nu existau în vremea respectivă și pentru că sunt cuvinte noi care descriu niște realități moderne, însă asta nu înseamnă că Biblia nu are nimic de spus cu privire la ceea ce stau în spatele acestor realități. Da? Spre exemplu, ce spune Biblia despre internet? Nu spune nimic despre rețelele sociale, nu spune nimic, dar Biblia ne oferă principii divine, adevăruri divine, pe care Duhul lui Dumnezeu le folosește în dreptul credincioșilor, le diseminează în mintea credincioșilor, în așa fel încât acei credincioși să devină maturi și să exerseze un discernământ sănătos, să aibă o viață echilibrată și cumpătată. Deci Biblia conține cuvântul lui Dumnezeu care este suficient pentru orice situație de viață, dar conține acele principii divine pe care trebuie să le înțelegem, să ni le însușim, pe care Duhul Sfânt trebuie să le implementeze în viața noastră, să le disemineze în mintea noastră, în așa fel încât să știm cum să trăim. O viață echilibrată și cumpătată, o viață evlavioasă într-o lume stricată și, iată, actualmente destul de sofisticată și de complexă. Da? Este să fim atenți cu tipul acesta de întrebări. Ce spune Biblia despre? Biblia ne oferă principii sănătoase, adevăruri divine. Biblia este total suficientă pentru orice aspect din viața noastră și pentru orice situație care a apărut sau care va apărea în viața noastră. Dar pentru aceasta trebuie să o studiem cu atenție, să o înțelegem corect și să o aplicăm în viețile noastre, iar asta face Duhul Sfânt care lucrează în viața credinciosului prin sabia lui, prin cuvântul lui Dumnezeu. Deci mare atenție la abordările de tipul acesta, ce spune Biblia despre. Doar pentru că un anumit cuvânt nu apare menționat în Biblie, nu înseamnă că Biblia nu are nimic de spus despre subiectul respectiv. Da? Am văzut de-a lungul timpului mulți creștini care cu telefonul în mână, pe YouTube, pe internet, pun întrebări de genul, păi Biblia nu spune nimic despre. Da, dar tu stai cu telefonul în mână și folosești internetul și Biblia nu spune nimic despre asta. Deci fiți atenți la tipul acesta de abordări simpliste. Eu le condamn într-un mod clar și ferm pentru că sunt abordări imature. Apoi, subiectul e vast. Subiectul e complex și mi-este imposibil să-l analizez în profunzime și în detaliu în 15-20 de minute și pentru că nu l-am studiat în detaliu, dar și pentru că timpul este realmente insuficient. Pentru așa ceva e nevoie de o cercetare serioasă, asiduă, e nevoie de o teză de doctorat, probabil, de o disertație și
poate chiar de o carte. Și din fericire, de-a lungul timpului s-au scris cărți, unele foarte voluminoase, despre relația aceasta dintre biserică și politică, dintre creștin și politică și, într-un mod special, dintre politic și spiritual. Da? S-au scris cărți, s-au scris articole și sunt foarte bune multe dintre ele, deci puteți să analizați, să studiați problema în profunzime, căutând astfel de cărți scrise de autori serioși și puternic ancorați în cuvânt. Aici, repet, vreau să ofer câteva linii generale. Și în primul rând, aș vrea să condamn extremele. Pentru că, evident, sunt întotdeauna extreme și printre credincioși, mai ales printre credincioși și evanghelici. O primă extremă este aceea de a desconsidera total lumea politică și probabil și dintr-o falsă smerenie, dintr-o mândrie spirituală, de a ne izola de tot ce ține de politicul cotidian, da? De viața cotidiană pe care o vedem în jurul nostru și de a spune nu, noi nu trebuie să ne atingem deloc, nu trebuie să vorbim deloc, nu trebuie nici să votăm, nu trebuie să facem nimic, pentru că totul este impur acolo și noi, dacă facem asta, într-un fel sau altul ne-am murdări. Sigur că perspectiva aceasta este una extremă, care trebuie condamnată. Oamenii care pretind că n-ar trebui să analizăm deloc, n-ar trebui să votăm, n-ar trebui să ne intereseze, oamenii aceștia oricum nu trăiesc așa cum spun. Pentru că ori de câte ori apar niște legi care sunt problematice, ei se revoltă. Ori de câte ori cresc taxele, ori de câte ori se întâmplă ceva care le afectează și lor viața. Ei vociferează și sunt indignați în căminul lor, în casa lor. Ei, dacă ai buletin, dacă ești cetățean al unei țări, atunci cred că este normal și sănătos ca să te intereseze ce se întâmplă în țara ta și cum merg lucrurile și care sunt oamenii valoroși pe care ar trebui să-i votezi și să îi alegi, așa cum te călăuzește cugetul lumina de Duhul Sfânt. Da? Deci e o perspectivă extremă pe care mulți o au dintr-o falsă smerenie și dintr-o înțelegere greșită a politicului, a ce înseamnă politică. Sigur, în cealaltă extremă sunt și ceilalți care se interesează prea mult și care idolatrizează lumea politică și partidele politice sau poate candidații, oamenii, da? Și privesc ca pe niște salvatori, ca pe niște mesii. Acum, din păcate, fac foarte mulți evanghelici în prezent cu Trump. Da? Trump nu este un salvator, probabil că este o piedică pe care Dumnezeu o folosește în prezent împotriva răului imens care îl vedem în Statele Unite și care crește și a crescut de-a lungul anilor și s-a dezvoltat, da? Societatea s-a degradat până într-acolo încât realmente au început să spună la rău bine și la bine rău. Da? Dar politicul nu este o soluție pentru rezolvarea problemelor profunde ale societății. Până la urmă, eu cred că vorba aceasta este foarte adevărată. Fiecare popor își merită conducătorii. Fiecare popor își merită conducătorii. Conducătorii nu sunt altceva decât un produs al poporului. Starea conducătorilor reflectă starea neamului, starea țării. Dacă avem conducători corupți, aceasta se datorează faptului că poporul este un popor corupt. Da? Deci, este și extrema cealaltă de a idolatriza politica și oamenii politicei. Între aceste două extreme trebuie să ne situăm noi undeva la mijloc și trebuie să fim înțelepți. Acum, relația pe care eu o văd între politic și spiritual este următoarea. Politicul, și este o comparație imperfectă, dar cred eu până la un anumit punct sănătoasă și bună, politicul nu e altceva decât tratarea simptomelor. Da? Sunt boli care se manifestă prin tot felul de simptome. Și simptomele respective sunt diverse. Acum, simptomele respective, dacă sunt analizate în detaliu, pot să conducă la un diagnostic corect, iar diagnosticul respectiv ne poate conduce la un tratament care să rezolve cauza și nu doar simptomele. Spre exemplu, te doare gâtul. Dacă te doare gâtul, poți să iei un faringoset sau să-ți tratezi durerea respectivă de gât cu niște medicamente care, repet, tratează simptomele, dar nu rezolvă problema în esență și anume cauza. Ei, politica e asemenea unui bandaj, a unui pansament care tratează problema pe termen scurt, dar nu identifică cauza și cu siguranță nu rezolvă
cauza problemei. Deci, politicul este tratarea simptomelor, bolii. Spiritualul însă este tratarea cauzei. Da? Cauza trebuie rezolvată. Iar noi știm că problema fundamentală a omului este păcatul. Păcatul generează toate celelalte rele din societate și păcatul este înăuntrul omului. Omul nu se naște neutru din punct de vedere moral, omul se naște păcătos, omul nu este păcătos pentru că păcătuiește, ci omul păcătuiește pentru că este păcătos. Deci, problema trebuie identificată clar și politicul nu face lucrul acesta, ci doar spiritualul. Și aici intervenim noi credincioșii și cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia. Evanghelia. Trebuie să fim foarte atenți. Dacă un anumit lucru poate schimba o societate, acel lucru este Evanghelia. Vestea bună, cuvântul lui Dumnezeu, care tratează nu efectul, ci cauza tuturor problemelor, iar cauza este păcatul. Păcatul trebuie rezolvat, păcatul trebuie iertat, omul trebuie regenerat, omul trebuie schimbat din interior, da? Printr-o transformare spirituală lăuntrică și nu prin tot felul de măsuri politice care sunt bune și chiar necesare, dar insuficiente pe termen lung și cu siguranță nesatisfăcătoare când vorbim de schimbarea omului. Deci cam asta ar fi relația, așa cum o văd eu, între politic și spiritual. Acum, pe noi ar trebui să ne intereseze bunul mers al cetății, al țării. Chiar dacă acest cuvânt politică nu apare în scriptură, în esență politică vine de la polis. Polis în greacă înseamnă cetate, iar politică înseamnă a urmări binele cetății. Iar așa ceva avem într-un mod clar în Biblie, când Dumnezeu, prin profetul Ieremia, le spune evreilor deportați în Babilon, care erau mințiți de prorocii mincinoși că se vor întoarce în scurt timp, Dumnezeu le spune, nu vă veți întoarce. Veți sta acolo mult și bine, 70 de ani, de aceea urmăriți binele cetății în care v-a așezat Dumnezeu, în care v-a dus Dumnezeu. Asta înseamnă, în teorie, cel puțin politică, că în practică mulți fac altceva, dar în teorie înseamnă a urmări binele cetății în care ne-a așezat Dumnezeu. Și noi putem să facem chiar această analogie. Noi suntem străini și călători pe acest pământ, suntem peregrini, cetatea noastră este Ierusalimul Ceresc, acolo e casa noastră, înspre așa ceva ne îndreptăm, după așa ceva tânjim, vrem să ajungem acolo, dar până când ajungem acolo, suntem pentru o vreme aici, Dumnezeu ne-a așezat aici și trebuie să urmărim binele cetății în care ne-a așezat Dumnezeu. Pentru aceasta ni se dau chiar porunci clare să ne rugăm, să ne rugăm pentru cei înălțați în dregătorii. Dacă n-ar trebui să ne intereseze deloc dregătoriile, deci politica, mersul țării, atunci Biblia n-ar trebui să ne îndemne să ne rugăm pentru cei care sunt înălțați în dregătorii. Iar ceea ce mi se pare din nou ciudat este modul acesta în care noi ne rugăm. Dacă ați observat prin bisericile noastre, nu prea știm cum să ne rugăm pentru cei înălțați în dregătorii. Cum ar trebui să ne rugăm pentru ei? Păi în primul rând, socotesc că este corect să ne rugăm ca Dumnezeu să le schimbe viața, să se transforme din credincioși nominal, credincioși de fațadă, din creștini culturali, să le schimbe viața în așa fel încât să fie într-adevăr credincioși autentici. E așa? Dar îți vine greu să te rogi pentru un politician despre care știi că e corupt, Doamne, schimbă-i viața, Doamne, întoarce-l la tine, Doamne, fă-l un adevărat copil al tău. Nu e așa că ne vine greu și pare ciudat de multe ori. Apoi mi se pare de asemenea interesant că noi oprim oamenii din bisericile noastre să se implice în politică sub pretextul că e o chestie foarte murdară și așa este și că se vor compromite și din păcate în general asta se întâmplă, dar în același timp ne rugăm ca acolo în politică să fie oamenii lui Dumnezeu și mi se pare interesant cum se împacă cele două. Dacă vrem ca acolo să fie oamenii lui Dumnezeu, de ce am fi cu totul împotrivă ca anumiți oameni din bisericile noastre să candideze sau să se implice? Pe de altă parte, da, e clar că acolo sunt foarte multe influențe, foarte multe presiuni și cei mai mulți se compromit, chiar dintre noi, dintre evanghelici care merg acolo și care ajung acolo, îi vezi cum se compromit. Îi vezi cum urmează directivele partidului, îi vezi cum calcă binele în picioare, îi vezi cum strâmbă adevărul în minciună și asta este într-adevăr regretabil. Dar, repet, Biblia ne învață într-un mod clar să ne rugăm pentru ei și să urmărim binele cetății, să ne rugăm pentru ei de ce, spune Pavel, ca să trăim o viață pașnică și evlavioasă, acolo unde Dumnezeu ne-a așezat. Deci să avansăm cauza Evangheliei.
Ne rugăm pentru ei și ne dorim binele cetății în care ne-a așezat Dumnezeu. De ce? Pentru ca să putem să desfășurăm responsabilitatea și munca pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o de a avansa cauza Evangheliei. E așa că ne bucurăm de libertatea religioasă. Cei care au trăit și vremea trecută, vremea comunismului, vremea opresiunii, puteți să faceți diferența. În același timp, este ciudat, dar este un adevăr incontestabil că biserica în perioadă de opresiune, în perioadă de restricționări, când vorbim de libertate religioasă, atunci este mai evlavioasă și mai activă. Iar în vremuri de libertate, iată că este mai pasivă și mai inactivă, ba chiar se răcește. Și asta este, din nefericire, o realitate istorică atunci când ne uităm în trecutul îndepărtat și chiar în trecutul apropiat al bisericii. Bun, deci Dumnezeu este Cel care poate rezolva problema fundamentală a omului, și anume păcatul. O face prin cuvânt, prin Evanghelie și prin Duhul Sfânt, care cercetează inimi și schimbă omul. Schimbarea societății nu vine de sus în jos, de la politicieni, ci de jos în sus, de la om, de la firul ierbii. De acolo începe schimbarea. De aceea noi nu trebuie să ne punem încrederea în politicieni, nu trebuie să-i idolatrizăm, nu trebuie să avem speranțe false și așteptări nerealiste de la astfel de oameni, dar în același timp nu trebuie să cădem în cealaltă extremă. Da? Ar trebui să ne facem cunoscute valorile, ar trebui să milităm pentru ele, ar trebui să fim vocali în societate, ar trebui să susținem acei candidați care se împotrivesc răului, chiar dacă sunt imperfecți și care susțin într-o oarecare măsură adevărul lui Dumnezeu, ar trebui să identificăm care sunt acei candidați și acele partide și acele mișcări, curente politice și ideologice care într-un mod clar se împotrivesc Scripturii și calcă în picioare cuvântul lui Dumnezeu. Nu putem tolera orice om și orice partid care vorbește despre avort ca fiind o virtute. Nu putem tolera, nu putem vota, nu putem susține partide și oameni care vorbesc despre cuplurile homosexuale ca constituind o familie și ca lucrurile acestea ca fiind o virtute. Nu putem de asemenea să votăm și să mergem cu acei candidați care într-un mod clar promovează corupția, hoția și minciuna. Și îmi veți spune, păi dacă suntem foarte scrupuloși, nu mai putem vota pe nimeni. Și recunosc faptul că pot exista situații când realmente nu ai pe cine vota. Realmente nu ai pe cine vota. Și sunt situații când fie nu participi, fie dacă participi, îți anulezi votul. Recunosc că eu, spre exemplu, la ultimele prezidențiale, am participat și mi-am anulat votul, pentru că, din punctul meu de vedere, așa am socotit și am cântărit lucrurile și se pare că am avut dreptate. Ambii candidați erau total, total nepotriviți pentru funcția de președinte. Acum, vă spun o scurtă istorioară și vreau să mă apropiu de încheiere. Mi-aduc aminte de o femeie dintr-o biserică evanghelică, o femeie bătrână, o bătrânică, credincioasă și sinceră și așa împăciuitoare, care a fost dusă de către nepotul ei la stația de votare ca să voteze, dar la secția de votare, și erau doi oameni care candidau, probabil turul 2 la prezidențiale, într-un anumit scrutin electoral. Iar după ce a ieșit, nepotul a întrebat-o: bunică, cu cine ai votat? Iar aia a spus nepotului: măi, nepoate, ca să nu se supere niciunul, i-am votat pe amândoi. Deci, fără să știe dumneavoastră, și-a anulat votul. Pot exista situații în care realmente lucrurile sunt atât de rele încât nu mai pot să aleg răul cel mai mic, pentru că ambele sunt rele foarte mari. Și atunci eu socotesc că este preferabil pentru noi creștinii să participăm, dar să ne anulăm votul, să ne facem cunoscută indignarea și prin felul acesta de exprimare a voinței noastre. Cred că este preferabil să-ți anulezi votul decât să nu participi deloc. Deci, ar trebui să ne rugăm pentru călăuzire, ar trebui să fim atenți pe cine votăm, să ne interesăm ce valori promovează ei, să nu ne punem încredere în ei, să nu ne încredem în oameni, pentru că sunt înșelători. Dar în același timp să nu stăm neimplicați, să nu fim delăsători, să nu stăm cu mâinile în sân, pentru că mai târziu vom regreta și vom vocifera, dar probabil va fi prea târziu. Iată, spre exemplu, în Statele Unite lucrurile sunt mult mai clare din punctul meu de vedere decât în România.
credincioșii, cum am spus și în ultimul video pe care l-am făcut, pur și simplu creștini evanghelici n-aveau cum să voteze cu candidatul din partea Partidului Democrat, care este extrem într-un mod inacceptabil și total nefrecventabil, dar nu poți să susții un partid și un om care vorbește despre tranziții de gen pentru minori, susținute și subvenționate de stat. Așa ceva este total inacceptabil și multe, multe alte lucruri. Da, republicanii nu sunt perfecți, da, Trump nu este un creștin și are multe probleme de caracter. În același timp însă reprezintă într-un mod cât se poate declara răul cel mai mic. Da? Și știm ce a făcut în primul mandat, când a fost surprinzător de favorabil principiilor creștine și conservatoare din Statele Unite ale Americii. Acum, în America, lucrurile, din punctul meu de vedere, sunt un pic mai clare decât în România. E un sistem din două partide și partidele acestea, din nefericire, s-au îndepărtat foarte mult unul de celălalt și au devenit extrem de polarizante, da? Sunt foarte, se exclud reciproc, parcă pe măsură ce timpul avansează, Partidul Democrat o ia tot mai în stânga și trage după el și Partidul Republican, până într-acolo încât Partidul Republican de astăzi seamănă foarte mult cu Partidul Democrat de acum 30 de ani. Da? Iar Partidul Democrat de astăzi este efectiv într-o extremă inimaginabilă acum 30 de ani, ce vedem în prezent. Deci sunt situații în care pur și simplu n-avem cum să susținem noi ca și credincioși anumiți candidați și anumite partide. În România lucrurile sunt mai amestecate din nefericire și foarte complicate. N-am de gând să vă spun cu cine să votați. Înțeleg faptul că politica printre credincioși evanghelici din România e foarte divizantă și ar trebui evitată de la amvon. E foarte complicat. Recunosc lucrul acesta. E nevoie de multă înțelepciune. Nu pot decât să mă rog pentru mine, ca Dumnezeu să-mi dea înțelepciune. Rugați-vă și voi pentru dumneavoastră. Fiți atenți. Nu vă dezbinați pe criterii de politică în biserică, în familie. Nu idolatrizați politicienii. Nu de acolo vine salvarea. Participați, repet, implicați-vă, rugați-vă. Asta e o poruncă. Trebuie să ne rugăm pentru cei care vor ieși, indiferent că ne plac sau nu. Trebuie să ne rugăm pentru ei, ca Dumnezeu să le lumineze mintea și să le schimbe viața și deciziile pe care le vor lua să fie bune. Dar în același timp să nu uităm niciodată schimbarea produce Dumnezeu în om, începe din individ, în familie, mai încolo prin biserică, în societate. Iar liderii nu sunt altceva decât produsul poporului. Domnul să ne dea înțelepciune și să fim cumpătați, alegeți cu înțelepciune și nu cădeți într-o extremă sau în alta.